Miercuri 14 septembrie a fost organizată la Giurgiu o masă rotundă pe teme legate de acțiunile anticorupție. Evenimentul a avut loc sub denumirea Prevenirea corupției, drumul către integritate. Organizăm acest eveniment, masa rotundă, cu tema Prevenirea corupției, drumul către integritate. Parteneriatul între Asociația pro Democrație și Direcția Generală Anticorupție este de peste 7 ani de zile și ne bucură faptul că reușim să continuăm proiectele pe care le-am început acum mulți ani și reușim să mergem de fiecare dată cu noi idei pe care le putem pune în aplicare și totodată să atragem alături de noi tot mai mulți actori. Citeam de dimineață un studiu, pare mi se, făcut de Transparency International, privire la impactul, costurile corupției în țările din estul Europei și România se încadra undeva la un cost cuprins între 15 și 22% din PIB. 15-22% însemna la un PIB de 160 de miliarde, cam 35 de miliarde cost anual, adică la vreo 20 de milioane cât mai suntem noi prin România, înseamnă 1750 de euro fiecare dintre noi pierdem anual datorită din cauza corupției. Se pune o problemă privind vulnerabilitatea personalului care îl avem vis-a-vis de faptele de corupție. Zilele trecute am avut întâlnire la Asociația Municipiilor din România și discutam și ne batem pentru oamenii din primărie, pentru salariații din administrația locală, ca să aibă salarii pe măsura competenței lor, salarii unitare în raport cu celelalte instituții publice, pe același nivel de pregătire profesională, ca să dispară acele tentative, acele tentații de a cădea în ispite. Aș începe prin a adresa mulțumiri gazdelor noastre de astăzi, ISU Giurgiu, și de asemenea instituțiilor care ne onorează cu prezența la prezidiu. Aș menționa pentru început faptul că la nivelul județului Giurgiu, prin serviciul nostru anticorupție, avem protocoale încheiate cu Consiliul Județean și Primăria Giurgiu, în baza cărora până în prezent au fost desfășurate numeroase activități de prevenire. Sunt convins că multe dintre ele v-au ajuns la cunoștință. Ne bucurăm să vedem că există un nivel amplu de colaborare, concretizat aici, la nivel local, adaptat unor probleme locale și adresat strict cetățenilor din zonă. În continuare, evenimentului de ieri în fața Teatrului Tudor Vianu din Giurgiu s-a desfășurat astăzi Labirintul Anticorupție. În cadrul acțiunii, cei care au răspuns provocării au intrat într-o construcție modulară de tip labirint, care le-a oferit posibilitatea să-și consolideze cunoștințele despre infracțiunile de corupție și despre combaterea acesteia.